cu toții vrem să ne bucurăm cât mai mult de alimentele tradiționale pe care le avem pe masă de sărbători, dar iată câteva trucuri simple pentru ca după sărbători să nu ne fie rău, ci din contră să ne simțim foarte bine și nici să nu punem prea multe kilograme. În primul rând trebuie să ne hidratăm foarte bine. Hidratarea este esențială pentru că vom mânca foarte multe proteine, excesul de proteină are nevoie de apă pentru a fi eliminat, apoi să mâncăm cât mai multe frunze, cât mai multe verzituri posibil, tot așa pentru a contracara efectele excesului de proteină. Atacul grăsimilor asupra ficatului sigur că va fi important în această perioadă pentru că vom mânca destul de multe cărnuri grase și atunci trebuie să fim foarte atenți să nu asociem surse dense de carbohidrați, cum ar fi făinoasele, cum ar fi dulciurile. Deci dacă mâncăm la o masă alimente grase, dulciurile, desertul, cozonacul îl vom mânca la o masă următoare sau după ce am făcut o mică plimbare, astfel încât să permitem digestiei să se desfășoare în mod optim. Putem să avem la îndemână diverse tipuri de enzime digestive, de ceaiuri coleretice, colagoge, care să ne ajute ficatul și bila să facă față acestui efort suplimentar. Un alt truc important este să mâncăm întâi carnea, alimentele greu digerabile, șoriciul, drept gustare, de exemplu, și abia apoi să mâncăm celelalte preparate. Este un lucru esențial pentru ca digestia noastră să se desfășoare în mod optim. Proteina având nevoie de aciditate maximă pentru a se digera.